Prima zi din cea de-a treia lună anului marchează venirea primăverii calendaristice. Este o zi în care ne bucurăm de trezirea la viața naturii, dăruind flori și mărțișoare. Românii care prețuiesc tradiția știu că amuletele legate cu fir alb și roșu vor aduce noroc și bunăstare tot anul celor care le primesc în dar. Mărțișor este denumirea populară a lunii martie, cu care se deschidea anul agrar, tradiția datând încă din epoca precreștină. Se spune încă de atunci că de mărțișor sărbătorim triumful binelui asupra răului, izbânda luminii asupra întunericului, vigoarea trupească și sufletească împotriva bolilor, dar și lupta primăverii cu iarna. Mărțișorul este comparat cu o funie care leagă cu ajutorul celor două fire, alb și roșu, cele 365 de zile ale anului. Firul alb simbolizează puritatea sufletească, divinitatea, iar cel roșu, dragostea pentru frumusețile eterne ale vieții. Potrivit tradiției, șnurul se poartă la mână sau în piept până se arată semnele primăverii. Nu se aruncă, ci se leagă de ramurile unui copac pentru a avea parte de sănătate, fericire, noroc și belșug în casă. În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belșug în casele oamenilor. Se spune că dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini. La începutul lunii aprilie, într-o mare parte a statelor României și Moldovei, pomii sunt împodobiți de mărțișoare. În Transilvania, acestea se atârnă de uși, ferestre și de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se vor speria duhurile rele.